Trei etaje nu erau mare lucru de coborât, dar cum liftul tocmai urca, am rămas să-l aștept. Și din lift a ieșit Suzan, surâzătoare și mai ales drăgăstoasă. Ol, e așa de trist fără tine! Am sărutat-o în fugă, rugând-o să mă scuze și am dat să plec, fără să-i arăt însă că arde pământul sub mine. Beau o bere până faci tu un duș, mie o sete teribilă. Merg și eu. Da, o bere e o idee excelentă. Dacă ai ști cum mă dor picioarele. Se alintă ea și ridică puțin un picior arătându-mi-l. N-am văzut pe el niciun fel de durere. Ne-am așezat în braserie la una din mesele de la extremitatea dinspre calea Victoriei a localului. Acesta era raionul unde știam că o să-mi găsesc omul. Apăru prompt. O bere, te rog, i-am cerut eu, văzând în frapiere doar bere București. Mie nu-mi iei? Se arătă surprinsă Suzan. Bem împreună. O sticlă de bere pentru amândoi, ol? Bine, am acceptat eu. Dă-ne două sticle de bere. Și-am adăugat întrebându-l. Dumneata nu ești frate cu chelnerul de la cină? Cu Petrică? Continuă chelnerul parola. Ori ești chiar dumneata și lucrezi acum aici. Suntem frați, e plecat pe litoral. Totul era deci în regulă, am ascultat poveștile Suzanei pe unde umblase cu Helen, cum s-a întâlnit aceasta din urmă cu un cunoscut pe care nu-l mai văzuse de nu știu câți ani. Berea se terminase, urma momentul dificil al notei de plată. Nu era aici vorba doar de întins bancnota pe care scrisese mesajul, dar mai ales de achitat o consumație de aproape 20 de lei numai cu 10. Cu Suzan o să mă descurc eu. Chelnerul va înțelege, desigur, mi-am spus că special am făcut-o ca să-i atrag atenția asupra bancnotei și o să bage repede în buzunar banii fără să spună nimic. L-am chemat la plată. A scris nota, mi-a întins-o, suma se ridica la 17 lei 60 cu remiză cu tot, i-am băgat bancnota în mână. Păstrează restul, am spus eu apăsat ca să înțeleagă mai bine. Ieșind în stradă, mi-am umplut pieptul cu aerul răcoros al serii. Ca să fiu foarte sincer, aerul era doar un pretext, odată cu el sorbisem satisfacția pe care o simțeam pentru ducerea la bun sfârșit a acestei acțiuni delicate și nu lipsite de primejdii, dacă e să judecăm drept. Ai început să arunci cu banii, ol, îmi spuse Suzan oarecum dojenitor oprindu-se înainte de a intra în hol. M-am uitat la ea, așteptând să continue cu un zâmbet ironic. A achis cu 10 lei o consumație de 18 lei și îi mai spui chelnerului să oprească și restul? Dar ea, când încercam tocmai să mă hotărăsc ce să-i răspund și înclinam să cred că cel mai bine era să fac pe prostul, n-a zâmbit ironic deloc. Ce vrei să spui? Am întrebat-o ca să mai câștig timp. Cum ce vreau să spun? La o consumație de 20 de lei dai 80 de lei bacșiș chelnerului? Cum 80 de lei? Bine, da, i-ai dat o hârtie de 100 și i-ai spus că un miliardar american păstrează restul. Când Suzan spusese 100, eu și băgasem mâna în buzunarul hainei în care știam că pusesem bancnota de 10. Era acolo. Ei, cum? Simțisem doar cheile mașinii pe care le luasem drept reper. La naiba, în buzunarul din dreapta erau tot niște chei. Le-am scos la lumină. Sigur, cheile de la Renault-ul amicului meu. Ai crezut că e o bancnotă de 25, probabil, înțelese Suzan după mutra mea că făcusem o mică confuzie. Eu am vrut să spun, dar gestul cu care i-ai dat tu bacșișul și apoi tonul, păstrează restul, mă imită ea. N-am îndrăznit, acum aducă-se, n-ai să te întorci să-i ceri suta înapoi. Nu de banii mi-era. Am scăpat de Suzan spunându-i că trebuie să mă întâlnesc cu cineva în problema obținerii pașaportului, m-am oprit la telefonul public știut și am transmis de acolo mesajul destinat colonelului. Mă debarasasem doar de haină ca să pot pasa fără niciun risc chitanța bancară. Mare dreptate a avut cine a spus că ideile simple sunt cu adevărat geniale. Simple la prima vedere. Mai aveam de dus Renault-ul proprietarului său, știam că nu va fi un moment prea plăcut pentru mine când acesta o să vadă aripa îndoită, dar cum n-aveam de ales, am trecut la fapte. I-am explicat amicului că îndreptarea aripei mă privește pe mine, cunosc un tinichigiu foarte bun, nu o să se cunoască nimic, el ce era să mai spună și cum întârziasem cam mult la întoarcere, am luat un taxi. Erau toți trei la restaurantul hotelului, așa cum mă înțelesesem cu Suzan și, justificându-mă, le-am spus că lovisem mașina și că am dus-o înapoi proprietarului ei. Renault-ul fusese parcat în fața hotelului, Otto avea să afle încă astă seară, probabil toate acestea de la oamenii lui. Eu însă vroiam să-i arăt că nu-i ascund nimic, niciun pas. Da, totul e să fii fair play în treburile astea. Otto chemă chelnerul să facă nota și Suzan se precipită dintr-o dată. Coborâm la bar, nu? Se adresă ea tuturor și se opri cu privirea la mine.
Cum vreți, am spus eu, văzând că Otto și Helen nu se pronunță. Toată ziua m-ai lăsat singură și în loc să-mi propui tu? Am înțeles că lucrurile fuseseră hotărâte de Otto în acest sens. Iartă-mă, ai dreptate, am fost pentru o clipă absent. I-am cerut eu înțelegere. Să mergem și noi? Se adresă Otto lui Helen. Sigur! În cazul acesta mă repet jos să rețin o masă până se schimbă Helen și Suzan, am spus eu ridicându-mă. În clipa următoare mă și pusesem în mișcare în direcția barului. Localul era plin, pe cele câteva mese rămase libere, de fapt cele mai bune, cartonașe inestetice sprijinite de câte un pahar glăsuiau în câteva limbi, rezervat. Nereușind să o scot la capăt cu șeful de sală, l-am rugat să-l cheme pe director la mine. Apăru cam după un sfert de oră, surâzându-mi cu o față lustruită și netedă, parfumat și amabil. Am dorit o masă, suntem 4 persoane. Și am adăugat, nuanțând, n-or fi chiar toate rezervate. Îmi pare foarte rău, v-aș servi cu plăcere. Absolut toate au fost comandate din timp. Pentru toate s-a încasat un aconto, uitați-vă, poftiți! Arătă el spre șeful de sală care conducea tocmai la o masă rezervată de vis-a-vis pe Suzan, Helen și Otto. Văzându-mă, Suzan îmi făcu un semn. Sunt prietenii mei pentru care spuneam că am nevoie de o masă. Iertați-mă, n-am știut că e vorba de niște străini. Tovarăș, i-am spus eu de la obraz, aducându-mi aminte de mai multe. Vă rugăm, purtați-vă și cu noi tot așa de frumos cum vă purtați cu străinii. În țara asta am impresia muncim noi și nu ei. Iar dacă luăm leafa în lei și nu în dolari, nu o facem cu nicio intenție. A zâmbit hâd, ridicând mâinile în semn că el n-are nicio putere. De-abia atunci am observat că avea un Philip Patek cu brățară de aur la mână. Otto nu se afla într-o dispoziție prea strălucită și la un moment dat, pe la mijlocul programului, dispăru aproape o oră de la masă. Când se întoarse, Helen se mai găsea încă pe ring cu un tip înalt și uscat care o invitase la dans și cu care se întreținuse sporadic. Se întâmplase ceva în timp ce lipsisem pentru a duce mașina amicului meu sau se pregătea să se întâmple? Nu cumva am făcut vreo greșeală? Mă întrebam eu cu teamă. Bancnota de 10 lei pe care scrisesem mesajul o făcusem bucățele, acestora le dădusem drumul din mersul mașinii una câte una pe geam. Când vorbisem la telefon cu apartamentul numărul 4, în jur nu se afla nimeni. Atunci am hotărât să nu mă mai ating de pahar care special probabil se uita zâmbăreț în direcția mea. Urmărindu-i mai atent pe cei trei, am reușit să observ că Otto și Helen făceau tot posibilul să mascheze o anumită crispare și doar Suzan se comporta de parcă singurul lucru pe lume care o interesa era să danseze cu mine seară de seară. N-am închis un ochi toată noaptea, făcând în fel și chip să nu mă prindă somnul deloc, ceea ce, dacă judecăm bine, nu-i chiar la îndemâna oricui. Fapt este că Suzan nu m-a mai dichisit dimineața. Am îmbrăcat singur sacoul și toate celelalte, vrând să le arăt cât sunt de neprihănit și cu minte, am coborât în hol și, îndreptându-mă fără grabă în direcția restaurantului, m-am oprit la standul cu ziare. Vă datorez de aseară 30 de bani. I-am zâmbit eu fetei ca o scoică aruncată pe plajă și n-am mai privit-o cu interes bărbătesc. Să nu creadă oamenii lui Otto că o făceam special pentru ei. Îmi dați România liberă și Scânteia și suntem chit, i-am spus eu întinzându-i un leu. Capitanul Pascum spusese că atunci, imediat după plecarea mea din hol, Otto culesese ziarul de pe fotoliu și după ce se uitase fugitiv peste paginile lui, îl băgase în buzunar ca pentru o viitoare lectură. O să le las și de asta dată Scânteia să se mai convingă odată. Am ales o masă lângă peretele din sticlă pentru a descifra mai cu ușurință mesajul și așteptând să-mi aducă chelnerul tot ce avea la bucătărie, pe masă, am desfăcut România liberă până nu se afla nimeni la mesele din jur. Am putut citi destul de ușor. Început. Viitorului 4, etajul 8, familia Stoica. Sfârșit. Schimbând apoi ziarele, am început să citesc cu asiduitate Scânteia și doar când duceam bucătura la gură, îmi dezlipeam privirile de pe ea. În condițiile acestea era foarte normal să o abandonez pe un scaun, păstrând România liberă pe care nu apucasem decât să o frunzăresc. În stația Jetax erau mașini suficiente, m-am urcat în prima din ele. Șoferul a pornit glonț, nemai fiind nevoie să-i spun că sunt foarte grăbit. Sunt bun psiholog, întotdeauna am fost de această părere, își dau seama imediat cam ce fel de client li s-a urcat în mașină și cam ce fel de treburi are acesta la adresa ce le-a fost indicată. În mesajul adresat prin telefon colonelului Dumitru, îl rugasem să mi se pună la dispoziție azi o mașină cu care să ajung pe șantier la inginerul Dobra, deoarece nu mai puteam apela la amicul meu cu Renault-ul. Nu mă îndoiam, deci, că la adresa primită voi găsi exact ce trebuia.
Liftul era defect, firar să fie, la etajul 8 pe ușa apartamentului 32. Am găsit o carte de vizită cu numele Stoica, mi-am tras sufletul și am sunat lung. Mi-a deschis cea mai autentică soție posibilă. Ați venit după cheile mașinii, mă întrebă ea și oricât m-am străduit, n-am deslușit nicio notă de încântare, nici în voce și nici în privirile ei. Da, am spus, eu sunt persoana, să nu aveți nicio grijă, conduc de mulți ani. Am avut și eu mașină până acum câteva săptămâni. Cheile erau în vestibul, mi l-a întins adăugând. Cum ieșiți din bloc, e o străduță în dreapta, o să găsiți acolo parcat un Fiat 1300 albastru. Până diseară vă întoarceți, nu? Am asigurat-o că în câteva ore sunt înapoi și, sărutându-i ceremonios mâna, m-am grăbit să cobor, cunoscând perfect drumul făcut la venire și mai ales treptele de la etajele 7 și 8, le aveam întipărite cât se poate de bine în minte. Încăperea prin care intrasem ieri la inginerul Dobra era un fel de cameră de comunicare între două birouri. În locul dactilografei, care îndeplinea și funcția de secretară, l-am găsit pe capitanul Vlad. I-am spus să mă anunțe. S-a întors, comunicându-mi că inginerul este ocupat și că mă roagă să aștept. M-am așezat pe un scaun, după un timp mi-am scos sacoul și l-am pus neglijent pe scaunul de alături. Ce avea să se întâmple cu el era treaba capitanului Vlad. Și inginerul Dobra și colonelul Dumitru mă așteptau în picioare, întrebându-se intrigați ce se putuse întâmpla ca eu să cer întâlnirea aceasta. Ați greșit fotografiile? Presupuse inginerul cu teamă. Nu, este vorba de cu totul altceva. Și în timp ce ne așezam, am început să povestesc cum reacționase Otto la tot ce îi relatasem eu despre Stimson și mai ales în legătură cu numărul fotografiilor făcute de fată. Ascultând banda cu înregistrarea convorbirii dintre mine și tovarășul inginer, Otto își va da seama că expresia exactă este o mulțime de fotografii și nu un car de fotografii. Dar aceasta nu înseamnă că eu am denaturat ceva. Nu-i vorba de o exagerare, mai curând de o redare mai plastică a cuvintelor inginerului. Am încheiat eu. Este ceea ce mi-a fost teamă și mie, spuse colonelul privind gânditor. Pelicula e în mâinile lor, de-aia nu ieșea de la fund cel pe care l-așteptam noi. Degeaba îl plimba Adriana Costin ceasul sub nas. Nu îl interesează clișee disparate, cred și eu. Au în perspectivă întregul proiect. Înseamnă că Marc Dominic are printre specialiștii firmei un om. Acum însă noi îl putem afla. Dintre cei vizați în noile condiții, trei cad de la sine. Mai rămân doi. Nu știu pe cine vizați dumneavoastră, îl întrerupse inginerul Dobra, însă mie nu-mi place deloc Dumont, noul inginer venit nu demult din Franța. Face prietenii și cu nemții și cu belgienii. Îi strânge la el, umblă peste tot, își bagă peste tot nasul. Din felul cum asculta colonelul zâmbind, am înțeles că Dumont era probabil unul din cei doi oameni vizați. Dumneavoastră vă pot spune, lucrurile sunt aproape clare. Dumont este ofițerul nostru. Ce? Nu-i veni să creadă inginerului. Cum ofițerul dumneavoastră când el e inginer electronist? Am discutat cu el nu odată. N-am spus că nu e inginer. Specialiștii francezi nu și-au dat seama. Firma care ne-a livrat aparatajul electronic are tot interesul să-și păstreze sub 10 lacăte secretele de priviri indiscrete. Uzinele ei sunt dispuse în diverse orașe ale Franței. Nici ceilalți specialiști francezi nu s-au cunoscut între ei înainte de a veni aici, nu? Am știut eu că e ceva cu Dumont ăsta, după cum zâmbea colonelul. Dumont, cum îl cheamă acum pe ofițerul nostru, ne-a ajutat foarte serios să descurcăm puțin ițele în cazul lui Stimson. Stimson a crezut că a dat peste afacerea vieții sale cu Adriana Costin și s-a apucat de spionaj. Numai că amatorismul în treburile astea, care sunt și așa mai mult decât riscante, pe scurt, oamenii lui Marc Dominic l-au dibuit și l-au trimis pe lumea cealaltă. Asasinatul e asasinat și ei vor plăti pentru asta. Lucrurile sunt însă foarte grave din alt punct de vedere. Găsindu-se la ei, ne-au rămas șanse foarte puține de a căpăta pelicula înapoi. Vor fi arestați în cele din urmă, am spus eu. Dețineți o serie de dovezi cât se poate de concludente și vor fi și altele noi. Și credeți că ne vor servi pe tavă încă o dovadă, mai ales una care să-i acuze direct de asasinarea lui Stimson? La percheziție, pelicula este de dimensiunile unui băz de chibrit, iar asemenea lucruri se pun de obicei la loc sigur. Expresia dumneavoastră plastică, precum ați numit-o, ne-ar putea servi, însă Adriana a fotografiat 18 file din dosar, iar tovarășul inginer Dobra o să vă spună că ea a mărturisit 38. Atâtea i-a mărturisit ea. Cine poate ști însă cu adevărat câte? Înțelegeți? Ei își vor lua imediat omul la rost și în felul acesta ne vor arăta care este el dintre cei doi. Ne-ar putea fi folositor mai târziu.
Colonelul sesizase perfect situația și construise în dependență de ea, impecabil. Am vrut să remarc acest lucru când el reluă. În orice caz, ideea de a plasa expresia cu carul a fost excelentă. Apropo, își aduse el aminte, aveți complimente de la Aralian. Nu, zău. Da, e în vizite cu una din femeile de serviciu de la institut. Vedeți, tovarășe Dobra, de unde deține ei atâtea informații? Femeia de serviciu trage cu urechea la ce vorbesc salariații, mai și provoacă, probabil, apoi lucrurile ajung la Aralian, iar de la Aralian la Marc Dominic. Ieri Aralian a condus-o la institut, unde au intrat amândoi prin ușa care dă în gangul magazinului cu electrice. Și nu este exclus ca el să fi făcut astfel recunoașterea terenului până la casa de fier. Nu mai avem de ce să ne grăbim. Sigur, se adresă colonelul inginerului Dobra. Nici să întârziem prea mult nu e bine. Suzan, Lamborghini Espada și eu. Când taxiul mă lăsă în fața hotelului, Otto își parca tocmai mașina din care coboruseră Helen și Suzan. Putea fi și o simplă coincidență. Ieși din Mercedes și alăturându-se celor două femei, compuse poza perfectă a omului de afaceri, iubitor de frumos feminin. Tocmai în acest sens o adusese el pe Helen aici, iar ea nu lipsea niciodată aproape din cadru. Nu, Otto era departe de tipul spionului întâlnit prin romane, aducând mai curând cu un proprietar rotofei și prosper al unui magazin de coloniale și delicatese, care ieșise duminica să-și plimbe amanta. Îl domina aceeași proastă dispoziție ca aseară, acum însă crisparea era mai evidentă. Îndreptându-se spre intrarea hotelului, le-a lăsat pe femei să se îndepărteze puțin. Câte? Mă întrebă el. 38, i-am comunicat și am vrut să adaug câteva amănunte. Vorbim, spuse el scurt. Cuvântul pronunțat printre dinți putea însemna multe și mai ales nu prea plăcute. Helen, o strigă Otto, noi o să facem o plimbare cu mașina, duceți-vă singure la masă. Am crezut că mi-a sunat ceasul. Nu făcurăm însă decât câțiva pași și el se răzgândi brusc, deveni vesel deodată. Să luăm și femeile, mergem să mâncăm undeva. Foarte bine, am spus eu, exprimând exact ce simțeam. M-am întors repede din drum, de teamă să nu se răzgândească Otto din nou și le-am găsit așteptând în hol liftul. Otto este de părere să mergem cu toții să mâncăm undeva. Le-am comunicat eu un sens de dispoziție din partea acestuia. Oh, excelent, exclamă Suzan. Da, excelent, spuse și Helen. Dacă pentru ele era așa de excelent, atunci pentru mine cum mai era? Otto se urcase în mașină și eu am crezut că o să mergem toți patru cu Mercedesul lui. Voi veniți după noi, îi se adresă el Suzanei. Vă conduc eu. Cheile de la mașină rămăseseră de aseară la mine și cu toate că adresându-i se Suzanei, Otto subînțelese că ea va conduce, i-am deschis portiera din dreapta, așteptând ca un gentleman ce mă găseam să ia loc pe scaunul pasagerului. Am pornit în urma lui Otto, încercând să deslușesc sensul pe care l-ar putea avea schimbarea de intenții intervenită în legătură cu plimbarea aceasta. Trecând de Casa Scânteii, am înțeles că vom ieși din oraș și, într-adevăr, depășirăm în scurt timp aeroportul Băneasa, Mercedesul lansându-se cu viteză pe banda de lângă linia mediană. Pentru Lamborghini Espada era o jucărie să se țină după Mercedes, fie el și cu injecție, în câteva secunde am fost în spatele lui. Am impresia că Otto-i puțin indispus. Am hotărât eu să atac problema față de Suzan. Îl să că e o nevralgie rebelă, sunt groaznice nevralgiile lui. Să nu fi răcit, m-am îngrijorat eu. La tine lucrurile merg bine? Mereu mă întreba cum îmi merg lucrurile, interesul era și normal din punctul ei de vedere, dar aveam și eu unul. Până acum totul este perfect. Ajungând la încrucișarea de la Snagov Park, Otto viră la dreapta de parcă fusese aici de sute de ori. Știuse deci cu precizie unde vom merge. Când ne apropiasem de restaurantul Săftical, claxonasem pentru a atrage atenția asupra localului, dar el menționase aceeași viteză. Am auzit că există un lac în mijlocul pădurii, mi se adresă Otto după ce parcarăm mașinile. Undeva prin apropiere, nu? Iar pe mal un restaurant cu bungalow-uri lacustre. I-am condus, povestindu-le câte ceva din istoria locurilor acestora și după ce ne-am plimbat câteva minute pe marginea lacului, ne-am îndreptat spre restaurantul nu lipsit de un farmec aparte. Vezi, Ol, nu m-ai adus niciodată aici, îmi spuse Suzan cu imputare în glas, rămânând încântată de felul cum fusese amenajat restaurantul. La sfârșitul mesei am pornit într-o plimbare mai lungă pe aleile pădurii și la un moment dat, lăsându-le pe Helen și pe Suzan să-și continue drumul, Otto mă invită pe o bancă. Numărul este absolut sigur 38? Întrebă el. Atât a spus fata. Inginerului e teamă să nu fi făcut chiar mai multe.
Otto se juca cu o crenguță de sănând ceva pe nisip, n-aveam cum să-i urmăresc expresia feței, dar ceva îmi spunea că o anumită încordare se aduna în el. Tăcu un timp aproximativ și liniile de pe nisip se întregiră într-o casă ca în desenele infantile. N-ați putut deduce când se va întoarce în București inginerul? Mă privi el deodată în față. Ba da, vineri dimineață, mi-a spus. Vineri? Făcu el ca pentru sine. Mai are probabil unele probleme acolo, era destul de tracasat. O totăcu din nou o bucată de vreme, desenând și stricând case și la un moment dat crenguța se înfipse în nisip. Nu vreau să aveți surprize, deci în loc să-mi cereți mai târziu explicații, o să vi le dau eu acum. Mașina dumneavoastră va fi găsită astăzi, abandonată în apropiere de Salzburg. Dar asta e o surpriză foarte plăcută, am spus eu cu evidentă bucurie în glas și îmi venea să cred că bucuria era sinceră. Otto continuă ca și cum nu m-ar fi auzit, iar în zilele următoare ea va fi îmbarcată într-un tren și expediată pe adresa pe care ați lăsat-o la poliție. Cum îmbarcată într-un tren? Am întrebat eu cu stupefacție. De ce să-mi fie expediată? Am continuat, văzând că nu primez niciun răspuns, când a fost vorba că va fi expediată o telegramă și nu mașina. Aveți dreptate, mă aprobă Otto. Hotărârea asta a fost luată însă de altcineva. Bine, dar... Sunt lucruri care mă depășesc. Scoaterea mea din țară prin intermediul mașinii a fost una din condițiile de bază ale înțelegerii intervenite dintre noi. Am protestat eu revoltat. Vă rog să vă stăpâniți, spuse el sever, aproape ordonându-mi. Condiția aceasta mi-ați oferit-o dumneavoastră. Am continuat eu pe același ton, făcând eforturi evidente să-mi înnăbuș vocea. Și bineînțeles, n-ați făcut-o din proprie inițiativă. Toate celelalte condiții au fost respectate. Jocul nu este cinstit. Interesele acestui joc cer o asemenea măsură. Practic, am riscat gratuit. De ce? Aveți? Ce să fac eu cu acești bani? O să aveți ce face, fiți fără grijă. O să fiu sincer, nu vreau să comiteți vreo greșeală care v-ar putea fi fatală. Am vrut să spun ceva, dar el mă opri. S-a considerat, există un șef, iar acest șef în treburi ca astea are puteri nelimitate. Răspunde în fața altora. Este cu totul altceva. Șeful a hotărât că trebuie să rămâneți în țară. Cât timp? Deocamdată. Acest deocamdată e foarte relativ. Nu vă pot spune nimic, decizia va fi luată de el. Un om ca mine are o mină de aur pentru ei. Așadar, intenționau să zidească pentru moment mina pentru a o exploata mai târziu când le va fi din nou necesară. Continuă cu aceeași voce, egală. V-am promis să fiu sincer, la toate câte le deținem împotriva dumneavoastră și care aveau, desigur, o anumită importanță, s-a mai adăugat ceva. S-a adăugat un act conștient săvârșit în propria dumneavoastră țară. Acest act se cheamă trădare. Nu mai este vorba că puteți fi un om compromis căruia i s-ar da ca să nu moară de foame un post de conțopist. Trădarea de țară este și rămâne trădare. Voi nega? Am spus fără convingere. Vă doresc să nu ajungeți acolo. Tot ce aveți de făcut este să vă supuneți. Am rămas tăcut, arătând că sunt conștient de situația fără scăpare în care mă găseam. Bine, am spus eu, ca un pian cu placa spartă și am oftat greu. Veți primi o parolă, o vom stabili împreună. Cel care se va prezenta la dumneavoastră, cu ea va fi trimisul nostru și... Să am încredere în oricine? L-am întrebat eu. Persoana care va veni cu parola o să vă demonstreze că puteți avea încredere în ea. Problema este acum să încheiem această acțiune și trebuie să ne ajutați din nou. Și, bineînțeles, odată cu fiecare serviciu făcut, contul dumneavoastră de la Banca Schlittmann din Zurich va crește cu sume în dependență de importanța serviciilor respective. Totuși, nu presupuneți cât timp voi fi nevoie să rămân în continuare în țară? 3-4, maximum 5 luni. Inginerul Dobra se întoarce, a spus, vineri în București. Veți face în așa fel încât seara să fie invitatul dumneavoastră. Cred că mă înțelegeți de ce. Presupun, vreți să-l știți cu mine și nu la institut. O să fie dificil? Nu o să-i se pară că ați intensificat brusc relațiile cu el? Nu, deloc, dimpotrivă. M-a rugat să-l sun la birou pe la prânz, poate ne întâlnim după amiază. Vrea să se revanșeze, probabil. Este cum nu se poate mai bine. Numai că în loc de după amiază o să vă întâlniți seara. Veți primi un nou pachet de țigări. De data aceasta, țigara respectivă îi va da doar o stare de oboseală, de moliciune. Perfect normală din toate punctele de vedere. Vă temeți că i-ar putea trece prin cap să lucreze noaptea la institut? Vă imaginați și singur, asemenea surprize sunt total nedorite. La plecare veți lua un taxi și îl veți conduce acasă. Cheile sunt gata? Da. Totul este pregătit. Sper că în cursul zilei de sâmbătă ne vom lua rămas bun. Credeam că în aceeași noapte, ca să riscăm o întoarcere. Adică,
N-am înțeles eu. Până developăm pelicula, a lua cu noi o peliculă necontrolată înseamnă a risca un nou drum. Un nou drum care poate deveni foarte suspect. Nu mai spun că la trecerea punctului de frontieră te poți trezi că pelicula ți-a fost voalată, ceea ce înseamnă de fapt ratarea întregii afaceri. Da? Am recunoscut eu. Lucrurile nu sunt simple deloc. Rămânerea dumneavoastră în țară a însemnat îndepărtarea unor perspective pe care le și vedeați realizabile. Poate chiar a unor speranțe. Nimeni nu face în viață ce vrea, iar oamenii ca noi, mai ales Suzan, nu trebuie să bănuiască nimic. Sâmbătă o veți spune pur și simplu în fața unui fapt împlinit. Încercarea de a obține un nou pașaport a eșuat. Va pleca și ea? Spuneați că Suzan n-are niciun amestec. Da, dar este mai bine ca ea să plece odată cu noi. Va fi o plecare normală. O femeie ca Suzan este o amintire frumoasă. Din păcate, ea nu este pentru mine doar o simplă aventură la care se gândește apoi ca la o amintire frumoasă. Sunteți un bărbat tânăr. Asemenea, nu rămân prea multă vreme deschise. În orice caz, Suzan nu trebuie să bănuiască nimic. Și dacă se va opune plecării, vă rog să nu o influențați în acest sens, spuse el aspru. Voi găsi eu cum să o conving. Era acum limpede de ce ne adusese Otto să luăm masa aici. Avusese nevoie de un anumit cadru care să-i permită să-mi spună toate acestea, prevăzând, bineînțeles, reacțiile mele și în același timp ieșirea aceasta îi oferea posibilitatea să transmită îndată prin radio nu numai cifra exactă a fotografiilor executate de fată, dar și cum se desfășurase convorbirea cu mine. O va face la întoarcerea spre București și deci ei vor acționa, așa cum prevăzuse colonelul Dumitru, încă în cursul zilei de astăzi în direcția aceluia care a luat de la Stimson clișeele. Ca să fiu sincer, nu eram deloc convins că aflarea omului lui Marc Dominic va duce la recuperarea peliculei, socotită și de colonel și de inginerul Dobra ca având o deosebită importanță, dar cum judecățile mele n-au fost întotdeauna infailibile, nu era exclus să greșesc. La plecare, Otto ne-a lăsat să o luăm înainte. Văzându-l cum încearcă să rămână în urmă, i-am făcut pe plac. Să transmită sănătos cheia cu care cifrau ei mesajele, devenise cunoscută cu ajutorul computerului. Ce-ați discutat atât pe bancă? Mă cercetă Suzan deodată. Nimic important. Și totuși ați rămas aproape o oră acolo. Helen mi-a spus să vă lăsăm să vorbiți. Otto mi s-a plâns că întâmpină greutăți cu încheierea unui contract, ceva în genul acesta. Pe Alex nu l-a mai văzut, a plecat. E undeva în provincie. Colonelul Dumitru îmi spusese oarecum contrariat că Alex avusese într-adevăr unele treburi la Craiova. Să nu fie Alex amestecat în toată chestia asta? În cazul acesta, de ce a fost nevoie să mi-l prezinte ca pe fostul ei soț? Poate e singurul lucru adevărat în tot ce mi-a spus ea. Mie nu sunt floritorile respective. Am transmis prin intermediul fetei de la standul cu ziare cererea lui Otto cu privire la întâlnirea pe care trebuia să o am cu inginerul Dobra și răspunsul îmi parvenind dimineața zilei de vineri. Început, ora 14, telefon 139745, sfârșit. Eram dezamăgit. Mă așteptasem să fiu chemat la apartamentul numărul 4. Nu atât desfășurarea întâlnirii cu Dobra mă interesa, cât evenimentele decisive care urmau să se producă. Dezamăgit, era puțin spus. Ce trebuia să fac după ce îl voi fi condus pe inginer acasă? Să mă întorc la hotel și să aștept până când omul sau oamenii lui Otto vor fi prinși fotografiind dosarul? Înseamnă că în aceeași noapte vor fi ridicați de la hotel Otto, Suzan, bineînțeles, Aralian, Marc Dominic, tipul implicat în asasinarea lui Stimson. Deci, cel care a executat cheile a fost lăsat să plece din țară? Da, pentru că arestarea lui ar fi alarmat imediat pe ceilalți. Eu ce rol voi avea? Totul se va încheia noaptea, îmi voi face bagajele și urcându-mă într-un taxi mă voi duce acasă? Asta va fi tot? La naiba ar fi un sfârșit super banal. Nu mă îndoiam, aveam să aflu totul până la cel mai mic amănunt de la colonelul Dumitru, întâlnindu-mă cu capitanul Pascu și instalându-ne la o masă într-o grădină, fără chitarii și difuzoare. Nu, eu vroiam să știu încă de astăzi ce urma să se întâmple, adică eu să n-am niciun rol la sfârșit. Nu, nu se poate să nu mă ia colonelul la arestarea lui Otto. Nu se poate să nu mă recompenseze el cu asemenea satisfacție. Cu gândul acesta am trăit toată ziua și chiar în timp ce mă aflam cu inginerul Dobra la o masă în grădina braseriei Cina, gândul acesta nu m-a părăsit nicio clipă. Și nu e exclus ca din cauza lui m-am grăbit să-l servesc pe inginer cu țigara dată de Otto, iar el plângându-se că se simte extrem de obosit, a chemat chelnerul la plată mai devreme decât era prevăzut. Alesesem special grădina braseriei Cina pentru a nu mai pierde timp căutând un taxi și, într-adevăr, stația G-Tax era plină cu mașini.
Odată urcat inginerul în spate, așezându-mă alături de Dobra, i-am spus șoferului că ne grăbim cât se poate de tare. Omul a înțeles, după 20 de minute intram pe ușa hotelului. Executasem exemplar misiunea dată de Otto, inginerul fumase țigara. Îl condusesem acasă, așa cum mi se ceruse, eram absolut sigur că primul lucru pe care îl va face Dobra va fi să caute patul. Suzanne fusese rugată de fostul ei soț să îndeplinească împreună cu el oficiul de gaz de la un cocktail pe care el îl oferea astă seară, așa că nu m-am mirat găsind la recepție cheia camerei noastre. Domnul Otto a trimis un picolo să vă spună că îl puteți găsi în restaurant, mă informă funcționarul de la recepție. În restaurant? Am întrebat eu surprins. Da, acum un sfert de oră. Să fie amânat el întreaga operație? Nu, e imposibil. Își creează un alibi, asta e. Îl au pe picolo martor, pe funcționarul de la recepție. De la restaurant o să coboare la bar și o să justifice astfel întreaga seară, minut cu minut. I-am găsit mâncând tacticos, două sticle de tămâioasă românească erau puse la gheață. Mă jurasem, având în vedere tot ce urma să se întâmple, să nu pun strop de alcool astăzi în gură. Aflându-mă cu inginerul Dobra la cină, abia dacă gustasem din paharul cu bere. Este în regulă, am spus eu, fără să mai țin cont de prezența lui Helen, cu toate că Otto nu mă abordase niciodată în chestiuni de afaceri față de ea. Vă mulțumesc foarte mult, și îi explică Helenei. L-am rugat pe Ol să se intereseze de un pliant în engleză despre muzeul satului ca să-l ducem Martei. Helen îmi turnă ca la comandă o întreagă poveste cu această Marta, o pasionată colecționară a tot felul de pliante din toate orașele lumii. Fapt este că din atitudinea lui Otto dispăruse orice urmă de crispare. Completându-se unul pe celălalt referitor la unele amănunte minore, manifesta o nonșalanță de-a dreptul uimitoare și chiar o anumită bună dispoziție, la care țineam să mă fac părtaș, furnizându-mi din când în când explicații ba despre Marta, ba despre fostul ei soț, ba despre cel actual. Odată încheiată această discuție, Otto a chemat chelnerul la plată, dar în loc să coboare la bar, a urcat ca doi soți, care știu ce înseamnă măsura, în camera lor, urându-mi pe coridor noapte plăcută. Le-am mulțumit, întorcându-le urarea și am intrat în camera mea. Pentru că altceva decât o aștept pe Suzanne să se întoarcă de la cocktail, n-aveam ce face. La dracu, am spus. Ce pot însemna toate acestea? Incertitudinea, mai ales în asemenea momente de paroxism, este lucrul cel mai crud cu putință. Își întăriseră alibiul trecând pe la recepție pentru a lua cheia. Și am început să mă frământ, elaborând o ipoteză după alta, să-mi crape capul chiar aproape la propriu. Ol, ol! Mă trezi Suzanne zgâlțâindu-mă. Când naiba venise? Era lângă mine în pat în cămașă de noapte. Hai repede, mama, la telefon! Am trecut cu o săritură ca Corneliei Popescu patul, luând receptorul din mâna Suzanei. Mă simt foarte rău, spuse mama cu voce întretăiată, recunoscându-mi glasul. A venit doctorul, de data asta e foarte grav. Ia mașina Suzanei și vină repede acasă. Da, mamă, da, am spus eu speriat. Vin îndată, uite, am plecat. Suzanne, cheile! I-am cerut eu în panică în timp ce îmbrăcam pantalonii peste cei de pijama. A avut o clipă de ezitare. Cheile de la mașină, tu n-auzi? Am spus eu țipând. Suzanne a scos cheile din poșetă, înhățându-le m-am repezit spre ușă, îmbrăcând cămașa din mers. Știam ce înseamnă crizele mamei, suferind de inimă, una din ele putea să-i fie fatală. Odată ajuns în stradă, din câțiva pași am fost în mașină și am demarat în fluiera de cauciucuri, băgând în draci întreaga herghelie de caia motorului. Ceasul din dreapta bordului arăta 21:15, nu cred că am pierdut mai mult de 5 minute cu drumul. Când am dat buzna pe ușă, mama umbla în barul bibliotecii, iar pe canapea stăteau colonelul Dumitru, Pascu și Vlad, având cafele aburinde în față. Am râs ca un ceainic din care apa dă în clocot. Luați loc, mi-arătă colonelul Dumitru propriul meu fotoliu. Bei și tu? Mă întreabă mama, aducând pahare și o sticlă pe care o ținam doar pentru sufletelul meu. Mă scol cu asemenea voce din somn și mama întreb încă. Bine, atunci ai grijă tu. Și mama se retrase discretă. Vulpea a venit la coteț, intră colonelul în subiect. O vulpe cu nume de Suzanne. Suzanne? Am răspuns eu, surprins. De fapt, nici n-are importanță, a continuat colonelul. Important este că ea a fotografiat concomitent cu două aparate proiectul. Cu două? Am întrebat eu, dar fără să pricep mare lucru. Înseamnă că vrea să-i tragă clapa lui Alex. Lui Alex? Nu înțelegeam nimic. S-a întors la cocktail de unde dispăruse pentru o oră și a predat lui Alex unul din aparate. Celălalt nu poate fi decât în mașină. De aceea am și rugat-o pe mama dumneavoastră să vă spună să veniți cu mașina Suzanei. Sigur, asta am înțeles eu.
Sau l-a luat cu ea în cameră sus. Deținem un atui important, nu trebuie să-l pierdem din mână. Unde ați lăsat mașina? În față. Nu cred că ați fost urmărit. Exclus. Iar Suzan n-are niciun interes, dată fiind situația ei, să le sesizeze plecarea dumneavoastră acasă. Am coborât la mașină, după câteva viraje la dreapta și stânga, am oprit pe o stradă puțin circulată. Aplecându-se sub tabloul de bord, capitanul Vlad meșteri ceva de desubt și aparatul de radio ieși ca tras pe șine din lăcașul său, cu toate că părea montat de fabrică odată pentru totdeauna acolo. Apoi, carcasa acestuia, aparent dintr-o singură bucată, se desfăcu la o margine și dintr-un gol se încapă în el un pachet de țigări, apăru un aparat de fotografiat puțin mai mare decât cel cu care fotografiasem cheile inginerului Dobra. Când m-am întors la hotel, Suzan dormea sau se prefăcea numai că doarme. E ceva grav? Deschise ea ochii în timp ce mă dezbrăcam cu grijă să nu o deranjez. O nouă criză destul de puternică. A venit medicul, i-a făcut câteva injecții, acum se simte mai bine. La vârsta ei este și panica. Când ai venit de la cocktail, că nu te-am simțit. Dormeai atât de liniștit, m-am dezbrăcat încet să nu te trezesc. Nu, nu se poate, mi-a băgat Helen ceva în paharul cu vin. Am preferat eu să cred. Noapte bună, i-am urat eu și am sărutat-o pe frunte. De data aceasta m-am ținut tare, am adormit pe furate și am simțit imediat când a început să se îmbrace. În scurt timp m-am convins că dispăruse din cameră. Se făcuse 7, să fi sunat chelnerul să-mi aducă cafeaua. Știa foarte bine, eram de aproape o lună împreună, că dimineața mai întâi și mai întâi bea o cafea neagră cu o porție dublă de zahăr. Dar luna de miere luase sfârșit. Eram pregătit pentru orice surpriză, chelnerul aștepta să-l sun dacă voi avea nevoie de micul dejun. Se întoarse nu după mult timp, când tocmai făcusem un duș și ieșeam din baie cu halatul pe mine. Stai jos, Sol! Mă invită ea, așezându-se în fotoliul de lângă fereastră. Vreau să discutăm calm și în liniște. Chiar mă întrebam ce a fost dispariția asta a ta matinală. Știi foarte bine ce a fost. Fumezi? Și mi-a oferit o țigare. Înainte de cafea nu fumezi niciodată. Credeam că ai să trimis sus o cafea. Iartă-mă, de data aceasta mi-a scăpat din vedere. Un moment să sun eu. Și am sunat înainte să spună ceva. După cum înțeleg, am continuat calm, dorește o discuție lucidă. Exact. Tonul tău puțin înțepat îmi displace. Este ca și cum m-ai fi găsit astă noapte cu o femeie în pat. Unde este aparatul? Puse ea punctul pe i. Care aparat? Ol. Da, care aparat? Aparatul fotografic. M-am dus în camera cealaltă și am adus Rolleiflex-ul de acolo. Poftim! I l-am întins eu. Mă privi ca și cum m-ar fi întrebat. Îți bați joc de mine? Să lăsăm teatrul, Ol. Se auziră câteva ciocănituri în ușă. Era chelnerul. O cafea neagră, am spus, cu o porție dublă de zahăr înăuntru și nu separat. O cafea care să nu fie numai fierbinte. Și te rog să-mi o aduci repede ca să nu-mi tremure mâna la nota de plată. Ai mâncat? Am întrebat eu, întorcându-mă spre Suzan. Nu, și nici nu vreau. Am cerut pentru mine ouă la pahar și 4 sticle de Pepsi, prevăzând că o să-mi fie mereu gura uscată. Spuneai ceva. Era un aparat fotografic în mașină pe care nu l-ai putut lua decât tu. Și mă privi drept în față. Trebuia să joc până va spune singură tot. Un aparat? Ol, să vorbim deschis. Sunt adeptul unor asemenea discuții și cred că în acest sens n-ai nimic să-mi reproșezi. Acum rolurile se inversaseră. Spălam eu șoricelul. Știu tot ce s-a întâmplat între tine și Otto. Știai? Da. Primisem însă dispoziții categorice să mă prefacă, nu știu nimic. Și ai reușit. Nu despre asta e vorba. De ce nu? Sunt de-a dreptul stupefiat să aflu. Începu să se enerveze, dar se stăpâni. A prins o nouă țigare și din nou mi-a oferit pachetul ei cu țigări. Nu, nu, mulțumesc, am refuzat eu. Suzan rămase câteva clipe tăcută, privindu-mă concentrat. Reluă hotărându-se. Cheile realizate după fotografiile făcute de tine mi-au fost date aseară și eu am fotografiat întregul dosar. Dacă te-ai gândit că punând mâna pe aparatul fotografic ai să-l poți determina pe Otto să-ți îndeplinească anumite condiții, ai greșit. De ce? Am întrebat-o eu după o pauză. Pentru că nu sunt femeia bogată în care te-am făcut să crezi. Trebuia să câștig timp, se putea crea o situație în care să am nevoie de chelner. Nu, nu despre tine este vorba. Sinceritatea ta reclamă însă sinceritate. Încetând de a mai fi un mister, femeia devine un simplu bun de consum. Ceea ce primează este lupta. Acea lupta cuceririi care cere inteligență și retenie, dacă vrei, abilitate de a crea breșe în sistemul de apărare, descoperirea clipelor de slăbiciune și atacul rapid la momentul oportun. Pe urmă, când fortăreața a căzut, iar tu nici n-ai fost o asemenea fortăreață. Nu, nu e adevărat, nu te cred, nu e adevărat. Chelnerul bătu la ușă aducând cele comandate.
L-am lăsat să intre pentru a-și da seama de atmosfera din cameră. Ai vrut să fii cu orice preț cinic, reloia când am rămas din nou singuri. Poate o merit, dar să nu-mi spui mie. Nu, nu sunt femeia care poate fi părăsită, chiar dacă n-am fost o fortăreață pentru tine. Și aceasta pentru că, într-adevăr, mi-ai plăcut. Nuanță Suzan și genele ei clipiră tendențios. Subiectul era parcă altul. Am sorbit din cafea, prinzându-mi o țigară din propriul meu pachet. În altele nu mai aveam încredere. Da, vreau aparatul înapoi. Mă mir că n-ai recurs încă la gesturi definitive. Cu un pistolet delicat și micuț, făcut special pentru mânuța ta atât de fină, cu degete de pianistă subțiri și prelungi. Termină-o-l. Ori aceasta e treaba lui Otto. Cu acest aparat vom scăpa de griji toată viața. N-am înțeles. Te-am puternicit tot o să urci prețul? Este o chestiune pe care prefer să o discut numai cu el. Cu mine discuți, cu el n-ai ce vorbi. Iar n-am înțeles. Acest aparat este afacerea mea personală. Cum personală? Absolut personală. Otto a primit clișeele de care avea nevoie. Acestea le-am făcut pentru mine, e afacerea mea. Și eu îți ofer jumătate din cât voi lua. Nu poți să te îndoiești că nu o să mă țin de cuvânt. La drept vorbind, sunt la discreția ta. Dacă Otto va afla vreodată, indiferent când, că am făcut două rânduri de clișee, înseamnă că a doua zi voi dispărea. Un accident. Am rămas tăcut. Vrei mai mult de jumătate? Fie, mai mult. Am sorbit din ceașcă ultimul strop de cafea și mi-am aprins o nouă țigară. Gândește-te cât am riscat. Gândește-te că trebuie să plasez clișeele. Alt risc, alte riscuri. Și deodată, în timp ce ducea țigara la gură, aceasta a început să tremure și mâna ei căută brațul fotoliului. Da, este ceea ce mi-a fost teamă când am văzut că aparatul lipsește. Întâi telefonul mamei tale, apoi cheile mașinii. Am presimțit ceva, dar n-am putut să nu ți le dau. Am înțeles, nu depinde de tine. Ai fost special pregătit pentru noi. Și totuși Otto ți-a văzut cărțile publicate. Nu mi-a convenit un răspuns, am zâmbit ironic. Clar, lucrez la contraspionaj, totul este sfârșit. Ol, spune-mi cel puțin unde și când am greșit. Știu, ai fost trimis special pentru a fi racolat. Când ai aflat cine sunt? N-are niciun sens. De ce să n-aibă? Cel puțin să știu unde și când am greșit. N-ai greșit de prea multe ori. Ce anume ți-a dat de bănuit? Când ai început să bănuiești cine sunt? Mă așteptam ca lucrurile vor lua o întorsătură dramatică, chiar melodramatică. Suzan o să intre în panică, implorându-mă să o ajut. Nu, ea stătea lucidă și într-un fel calmă, înfrântă, dar nu zdrobită. Era și mândria feminină aici. Suzan știa cât valorează ea ca femeie. Nu aveam voie să o forțez nota și i-am făcut pe plac. Mi s-a părut în primul rând cam dubioasă întâmplarea de la Palace Girls, cu toate că putea fi perfect normală. Șeful de sală a avut deplasat destui clienți la masa ocupată de mine. El vă aștepta însă pe voi. Și apoi, prea erai frumoasă și prea liberă. Asta-i tot? M-ai întrebat ce greșeli ai făcut. Neînsemnate, se spune. Tipografia vilei din Tils o cunoșteai la perfecție și tu te-ai integrat destul de bine în rolul de bogătașă. Greșelile tale au constat tocmai în aceea că nu erai ceea ce vrei să pari. Așa am bănuit adevărul. Nu mai era o intuiție, ci o bănuială. Toate celelalte, invitarea acasă, sub pretextul coniacului, plecarea lui Otto și a Helenei. De ce n-aș fi fost o femeie mai libertină? Prin poziția mea materială, divorțată fiind, totul era destul de plauzibil. Când înotam în piscină, tu simțeai însă aceeași plăcere ca și mine. Ori asta nu mai era în regulă. Sunt o fire veselă, exuberantă. E adevărat, dar prea savurai descompunerea mișcărilor în oglinzile piscinei. Voiam să te anim. Nu, având toate acestea la dispoziție zi de zi, ele trebuiau să-ți fie cât se poate de indiferente. Te montam în acest sens. Simțeai sincer plăcere și apoi tu ești o femeie care îi place să se îmbrace și încă destul de scump. Câteodată vrei să-mi demonstrez că ai renunțat cu cea mai mare ușurință la toate. Trebuie să dispui de posibilitatea de a-ți procura luxul pentru a-l putea disprețui cu adevărat. Sigur, sunt chestiuni subiective. Ai fost salutată foarte respectos de către polițistul din Tils, dar nici el și nici proprietarul restaurantului nu s-au comportat ca față de o bogătașă autentică. Femeia de serviciu a vecinului de vis-a-vis s-a uitat cu un anumit interes la mașină și n-ar fi trebuit să o facă dacă ar fi văzut zi de zi Lamborghini Spada intrând și ieșind din garaj. I-am spus odată sau de două ori lui Otto că nu ești ceea ce vrei câteodată să pari. Mi-a răspuns, știu. Asta îl face să fie cu atât mai valoros. Este pentru totdeauna în mâinile noastre. Și iată-ne în mâinile tale. Nu într-ale mele. O singură greșeală și rolul tău se sfârșea prost. Știam. Otto nu este un om care iartă și... Da, spune, am îndemnat-o eu să continue. Ce rost mai are? Ceea ce contează acum este că am 29 de ani.
Că voi fi la plecarea de aici o fostă femeie, dacă voi fi. Da, totul este pierdut. Mai există o șansă pentru tine, am subliniat eu. Mai există o șansă. Mă privi cu interes. Mai pot avea eu oare o șansă? Pentru ce oră a fost fixată plecarea? Pentru ora două, Otto, Helen și eu, restul nu știu. Ai auzit ceva despre niște fotografii făcute de o fată pentru un inginer francez? Da, Otto mi-a spus că a trebuit să plătească inginerului o groază de bani pentru 18 planșe. Și când colo, așa cum i-ai zis tu, fata a făcut 38 de clișee. Otto n-a plătit niciun ban, inginerul a fost asasinat, așa i-a luat Otto pelicula. Asasinat, spui? Întrebă ea cu surprindere. Exact, unde e această peliculă? Nu știu, sincer spun că nu știu. Iată ce trebuie să faci pentru a te disocia de crimele lor. Când te întâlnești cu Otto acum dimineață, de preferat după ora 9, rămânem în cameră, lăsăm să ne caute el. Dacă vine înainte de 9, amâni convorbirea. Îi mărturisești apoi cu temere în glas că ți s-a părut oarecum suspect dosarul proiectului. Crezând însă că e doar o impresie și fiind încă sub presiunea momentului, nu i-ai spus azi noapte lui Alex nimic. Otto o să te întrebe ce anume ți s-a părut suspect, iar tu ai să-i răspunzi că prea erau noi și curate coperțile, planșele prea neatinse. Am înțeles, spuse încet Suzan. Dosarul fotografiat a fost pregătit special pentru noi. Ceea ce vă interesează sunt clișeele făcute de fată, le vreți înapoi. Exact. Și căpătați pe deasupra încă o probă. Probe sunt suficiente pentru voi toți. Tu, de pildă, ai să te poți admira într-un film făcut în timp ce fotografia e concomitent cu două aparate planșele din dosarul proiectului. Ce mi se oferă în schimb? Numai cu condiția găsirii peliculei care ne interesează plecarea din țară. În momentul în care pelicula e în mâinile noastre, te urci în mașină și pleci. Bine, o să fac tot ce-mi stă în putință. În niciun caz însă nu o să plec cu mașina. Vreau să se creadă că am reușit să scap. Cu mașina e neverosimilă fuga. Voi lua primul avion, indiferent unde. Atena, Paris, Copenhaga. Primul avion. Din lucruri doar strictul necesar, o singură valiză. N-aș putea aștepta la aeroport. Te rog în acest sens, dacă ai vrea, ar părea mai plauzibilă fuga. Venisem la întâlnire cu 20 de minute înainte, mai trecuse aproape o jumătate de oră peste cea stabilită, epuizasem de acum toate considerațiile făcute la adresa propriei mele persoane, crezând că am încurcat străzile Polonă cu Romană, când mașina colonelului Dumitru a oprit să mă ia. M-am urcat repede în spate, alături de capitanul Pascu, care pufni pe înfundate în râs. Drumul n-a durat decât foarte puțin. Străbătând o anumită distanță pe jos, am intrat pe rând la interval de câteva minute într-un bloc cu puține etaje. Liftul ne-a depus la al patrulea, am coborât încet pe scări, ceva mai jos de al treilea, în așa fel încât să putem ține sub observație ușa apartamentului numărul 3, închiriat de firma reprezentată de Marc Dominic. După un minut sau două, a urcat poștărița cu o geantă mare agățată de umăr și a acționat soneria. În scurt timp, o voce de bărbat întrebă cine-i, poștărița răspunse și Marc Dominic întredeschise prudent ușa. Înmânându-i câteva scrisori sosite din străinătate pe numele firmei, poștărița îl rugă să-i semneze de primire. Marc Dominic nu mai avea de ce să se teamă, ieși în prag, Lopixul și Condica, numai că de sub aceasta, din urmă, apăruse fulgerător un pistol. Tăcere! Îi făcu poștărița semn să nu scoată un cuvânt. A fost o clipă în care au intervenit colonelul Dumitru Pascu și un alt ofițer. Totul se desfășurase atât de rapid și într-o liniște atât de perfectă încât mi s-a părut ireal. Pătrunzând în apartament, am recunoscut-o pe Aura. Rămase în vestibul cu Marc Dominic, pe care îl ținea la respect cu pistolul. Abia în camera a doua, de după o ușă deschisă cu aceeași prudență, apăru o draperie neagră, fudată brusc la o parte. Mâinile sus, ordonă colonelul. Și el și Pascu inundară încăperea cu o lumină orbitoare, văzusem eu că le apăruse ceva în mâna stângă, dar nu bănuiam că obiectele acelea cât o cutie de chibrituri pot fi lanterne și mai ales că pot difuza o lumină atât de puternică. Otto ieși primul pe ușă, dând cu ochii de mine se opri stupefiat locului. Fantastic! Exclamă el șoptit și în aceeași secundă ofițerul care rămăsese în cameră îi prinse mâinile în două cercuri subțiri de metal sclipitor. Apăru aproape imediat Alex, fața lui de ascet părea strânsă într-o menghină, fusese făcut inofensiv în laborator încă, apoi secunda de pas cu un tip necunoscut mie. În vreme ce erau percheziționați, Aura l-aduse din vestibul pe Marc Dominic. Nu fusese rostit niciun cuvânt, totul se petrecea ca într-un film mut, poate tocmai de aceea impresia de ireal continua să mă domine. Priveam dintr-un colț al camerei gesturile sigure, precise ale celor trei ofițeri, când din laborator se auzi vocea colonelului Dumitru. Este în regulă, își anunță el subalternii, se întoarseră așteptându-l.
apărut ținând între degete o peliculă de mărimea unei scobitori aproape și se adresa arestaților cu un zâmbet ironic. Erați foarte contrariați, nu? Că nu găsați imaginile acestea pe filmul făcut azi noapte de Suzan. Nici nu le puteți găsi. Aveți aici, continuă colonelul, arătându-le pelicula, câteva planșele proiectului inginerului Dobra. Pe când filmul de dincolo conține planșele instalației achiziționate de noi. Achiziționate de la firma pe care Marc Dominico reprezintă atât de puțin strălucit. Rămaseră tăcuți, lăsând capetele în jos și își feriră privirile. Pentru pelicula asta, domnule Holmes, îi se adresă colonelul celui necunoscut mie, l-ai expediat pe Stimson pe lumea cealaltă. O să-ți demonstrăm noi cum ai făcut-o, n-avea nicio grijă. Acum te-a chemat Marc Dominic să dai socoteală, de ce sunt numai 18 imagini și nu 38? A fost clipa în care Otto a ridicat capul, uitându-se țintă spre mine, ca și cum ar fi priceput dintr-o dată tot. N-am vrut să spun ceva cam în genul, ei, șefule, dacă e pe jucate să fie. Dar colonelul Dumitru mi-o înainte. Ești de-a dreptul stupefiat, nu? Domnule Otto, văzându-l aici, asistând la arestarea voastră pe acela în care ați investit atâția bani și mai ales atâtea speranțe, spuse colonelul arătând în direcția mea. Nu, n-a fost confecționat special pentru voi. Ați încercat să-l racolați prin aralian și domnul s-a oferit să joace acest rol. Compromiteți, șantajați, cumpărați. Șeful vostru, interveni Pascu, indicându-l pe Alex, era și el convins că totul e în ordine. Când vă întorceați azi noapte de la cocktail, i-ați spus Suzanei că veți avea de aici, de acum înainte, un om deosebit de valoros. Valoros, da, dar pentru a vă dejuca lovitura pe care a spus-o voi la cale. Era pentru prima dată când mă lăuda Pascu. Am zâmbit, vă imaginați, și singuri mă simțeam ca la sânul Mariei Magdalena mirosind Amițuco. București, octombrie 1970.